Vești bune pentru români. Marcel Ciolacu anunță plata tuturor pensiilor înainte de Paște. Premierul i-a cerut ministrului Muncii Simona Bucurea Oprescu la începutul ședinței de guvern să facă demersurile necesare pentru ca toate pensiile să fie plătite înainte de Paște. De asemenea, rog tot pe doamna ministru să vorbească cu toate băncile din România, să vedem ce modificări trebuie făcute la convenții și cu Poșta Română, astfel încât toți pensionarii să-și primească pensiile înainte de sărbătorile pascale. Paștele Ortodox este sărbătorit în acest an pe 5 mai.